Tradițiile școlii de artă din orașul Sângerei sunt cunoscute în întreaga țară. Muzicieni cu renume au absolvit această instituție. Nu în zădar, școala de arte din orașul Sângerei poartă numele celebrului interpret și compozitor Mihai Dolgan, care este și pământeanul nostru. Profesoara de vioară de la școala de arte Mihai Dolgan din orașul Sângerei, Margareta Grăjdierul, la începutul acestui an împlinește 30 de ani de activitate la această instituție. Nici ea nu mai știe numărul copiilor pe care i-a învățat miracolele muzicii. Un lucru e cert, mulți din ei au rămas fideli artei muzicale, alții au în permanență în preajmă vioara. Cu ocazia împlinirii a 30 de ani de activitate a profesoarei Margareta Grăjdierul, în aulile școlii s-au adunat colegii de lucru, elevi, discipolii profesoarei. Evenimentul s-a transformat într-un moment de plinătate spirituală, cu muzică elevată, cu interpretări originale, cu felicitări și urări de bine pentru profesoara Margareta Grăjdierul. Toți cei reuniți la activitate au avut posibilitatea să vadă expoziție de carte organizată de Biblioteca Orășănească, dar mai ales un superb spectacol de muzică. Printre oaspeții de onoare au fost sora regretatului compozitor și interpret Mihai Dolgan, doamna Maria Amorțitu Dolgan, care a povestit celor prezenți la eveniment momente inedite din copilărie și viața celui care a fost Mihai Dolgan. Nu a lipsit de la această măsură nici viceprimarul orașului, Lucia Cucoș, care a dăruit școlii de arte o carte. În cadrul acestui eveniment a fost prezentată cartea lui Mihai Ștefan Poiată, Rocul norocului și noi. Cartea reprezintă o întreagă epopee a apariției rocului în Moldova, prin prisma minunatelor evoluții ale trupii noroc condusă de Mihai Dolgan. Cartea mai reprezintă și o biografie a regretatului compozitor Mihai Dolgan, anii deportărilor îndepărtata Sibirii de gheață, revenirea la Baștină, activitatea sa la Sângerei și urcarea pe treptele succesului. Lilia Costețchi, șefa bibliotecii, a vorbit cu lux de amănunte despre ultima carte, despre formația Noroc și a îndemnat participanții la eveniment să citească cartea Rocul norocului și noi, scrisă de Mihai Ștefan Poiată. Actualii vioriști, discipuli ai profesoarei, au interpretat în fața oaspeților multe melodii la diferite instrumente, cât și cu vocea. Au răsunat melodii din repertoriul norocului ca Primăvară, primăvară, De ce plâng ghitarele, Măi bădiță, petre măi, Chișinăul meu iubit și altele. Apogeul măsurii a fost evoluarea echipii mare de vioriști împreună cu profesoara de vioară de la școala de arte Mihai Dolgan, Margareta Grăjdierul, care a evoluat în fața spectatorilor cu o suită de melodii. Cred că nimic nu poate fi mai grăitor pentru elevii mei decât propriul exemplu, spune profesoara de vioară Margareta Grăjdierul. Crezul meu este promovarea culturii, a valorilor naționale, prin implicarea elevilor în activități educaționale ce i-ar pregăti pentru viață, a mai remarcat Margareta Grăjdierul. A fost o minunată serată de creație a profesoarei Margareta Grăjdierul, o prezentare a cărții Rocul norocului și noi, o zi a frumosului, a muzicii bune. Ne-am adunat aici, în cinta școlii, pentru a vedea ce serată consacrată de memoria compozitorului, artist al poporului Mihai Dolgan, cu genericul Taina Vieții Miele. Ne apasă cu tristețe deosebită și ne face să-i simțim lipsa lui. Este oare muzica și cântec de cealaltă lume? Cine poate ști? Nimeni nu s-a mai întors să ne spună cum e. Totuși, ar trebui să vin ceva și acolo. Prea mulți poieți
muzicieni, compozitori și artiști s-au grăbit să ajungă pe acel teren. Oricum, aici, chiar și după dispariția omului, a rămas un nume cântic numit Mihai Dolgar, Polorocul lui. Se spune că misterul tinereții eterne îi se vizvăluie cel ales, judecând după fapta de care a dat dovadă, dar mai ales timpul muzicii sale, Mihai Dolgar se număra printre aceștia. A fost omul care a pus muzica mai presus de orice, performanța, studiul, perfecțiunea. Când a tăiat pe scenă, împreună cu formația lor, atât de mult era iubit de oameni, că nu mai era lăsat să plece. Dar a plecat, a plecat fără voie. Chitarele nu mor, ce a fost nu se va pierde. Despre trupa Noroc, Dumitru Matoschi a scris că este primul și singurul ansamblu care ne face onoare până azi. Scriitorul Ion Hadârcă a spus că generația noastră a anilor 1960 nu recunoaște o informație decât Norocul, iar Grigori Ieremei afirmă că creatorul Norocului este un mare om de cultură, un muzician și un compozitor. Pe cât e talentat, pe atât de simplu. E un om modest prin măreția sa și un om măreț prin modestia sa. Pentru a primi câteva momente de revelație, propun să ascultați o melodie la gitară. Ansamblu de chitariști cu melodia De ce plâng chitarele, profesor chitară Ava Panagie. La Casa de Cultură din Sângerie, după care se angajează la Filarmonica de Chișinău în ansamblu de tineret, în calitate de acordeonist. În timpul unui turneu, un impresor al Filarmonicii din Piața, din Rusia, îl îndeamnă pe Mihai Dolgar să inițieze o formație în orașul Chișinău. Acceptând propunerea, el devine liderul formației cu denumirea Noroc. Măi Păriță, prietene măi, cântă Guțu Micaela, clasa 2, profesoară Cătălina Natalia.
iată, care ți-a umplut la Traiota, este sora lui Maria, se intercede Doamna Maria Mulțumesc. Vreau să mulțumesc muzicii de voastre, băițări și fetițe, Doamne și Domn, și mulțumesc comunicare că dă drumul în viață copiilor acestea, că se devină oameni, să-i pășați cu urmele lor, să mă arăt pe o fiecare bună, să diviniți artiști ca toți oamenii lor. Vă iubesc tare mult și vreau să vă spun că eu, școala care a făcut-o, greu eu fost până la asta, pentru că vreau să vă spun așa, acolo în Siberia când ne-au dus, eu nu pot menuță. Eu am avut dar mazi de la mamă și de la tânță. Nu pot menuță, mamă îți spune de ce. Vreau muzică, vreau dar moște și eu cumpărat de moște. Eu cu mă rog de moș, o cântat eu două, trei săptămâni și lăsa așa, eu eram lumea ca linchele și cu mărață necordură. De care tata spune, ce dragul tată, eu am așa întâlnit la Caragata, cum să mă cumpăr, să-ți cumpăr așa? Eu vreau o cordură, de care noi trăim într-o cameră cu Vasile în obraș. Și avem aia, amul, Mihai, când Vasile, cântat, ce mai spun mădești acolo? Și eu odată, mă pune mâna, tu nu știi și așa. E care mi trebuie și tot aplânge, nu mânca, cumpărați-mi, vă rog frumos un acordeon. Și iată, acordeonul călătă, da? Care vă cumpăra, tata, el așa, eu casă mă șer, eu masă mă șer, eu vreau muzică. Când am început să cânte oameni buni, pe atunci, din ei, la mama, să vede și o bani cu concertele la oameni. Și era o misca pălăria și cât au cântitat. Și cânta și Maria Lotărețu și Ioana Radaș. Când a pus o micaie mâna pe cordeon, oameni buni, vineri la poarta noastră ca la nuntă. Lumea s-a scut din muzica lumea. A început să-l cheme la club. A dat și cum nevoie dacă nu a început să vedea și vece. Și o lua băieți care pot răspunde, mama și când a început a cânta Mihai, s-a răspândit până când era o familie oameni buni bănărați, n-au o frață, de care frață niște, adică un acordeon răutată. Și Mihai s-a uitat cum cântă ei și când a aflat ei de Mihai, a povinit la noi și cea de oase. A dat Mihai, na, mă bucur de repetire, bă-ți mine. Că e când așa, ce spune eu, pe urmă Mihai o doi lui Moldova. Și a venit cu Vasile un obraș. Venit cu Vasile un obraș, a făcut școala aici, și urmă trecut la casa de cultură. Dar o venit eu înapoi, eu m-am arătat în cercă școală. Și a stat un an și zice, eu mă duc cu muzea. Și a venit cu muzea, dar a venit cu muzea, s-a deșat pe la casa de cultură, la casa de cultură era Schneider, un iubire. Și după aceea s-a dus și-o gătit la Chișină. Muzica a spus de care am văzut, s-a luat care de îndireță. De-a mă puștiți, cum s-a zis și doamna. Deci, a fost așa, așa, în viața lui. Dar pe care a iubit tare muzica. Tare, tare, tare. Și știți să vă spun. Dar vine acasă și mă întrebă, tu vinzi vreodată muzica în culori? De care îi spun, nu, care culori? Și eu mă pe stradă și văd muzică, văd un cântic și văd școlare. Și culoare de zonă. Văd un cântic, cu oameni roșii. Am cântat iar mă întreabă. Tu vinzi culoarea galbenă vreodată? Nu văd. Păi e jânt culoarea albastră și văd jânt tricolor. De care îi spun, și așa eu când fac muzică, eu văd tricolor. Și m-am prins și spun, tu vinzi și dată pe-o dată mama? Zic, păi, ții ți-o dat mama care o iesa, dar nici că îți fac plăcinte bun, îți fac mâncare bun și el zice, chiar așa, chiar așa.
Și m-am prindit, dar vreau să vă spun poezia lui preferat care de la mine o am găsit patru clasuri de modificat în sfer. Și îi spune, mult poezie, așa mă rășit, dar asta nu e plăcut. Învățat de la mine poezie, deci când era servare, el nu înșit. Și spune, lupta de iarnă, sunt speriat din pală de gră, stă o casă de lume, o terestă și comprat și pe pericul stea. Asta e măcetate, da, puși șătani cu sunt de ea. Ciură sunt într-o bietis, iată, vin un fașist. Și micuță de eu, stași că îl lovesc cu bogaș. Și el primește bomboare pe pachetul pătrățării, cu mașinul, și îl primește mă domnule. Tinerii din fosta unde multe sovietică primătau sălile. Ion Suluceanu își amintea
Каякіба почертася про прагне папі, урачки мають густа мене совєтіка. Підав до парти душмені крещан кулуари для тільки рідяки мучить. Но рухур, а їх зі стану процарами від культура се почали в бульдозерили. У дескрійторі, артишки, пікторі, конференції, музичиєні, єра кандидат, субуша таджері, дали черкав се язи деміалізму соціаліст. Фурдєри паря паріція на рухурує. Субчесту, що не знала рухуру, де промувала музика модерну, дар карі în fosta Uniune Sovietică se considera burgheză, i-a uimit pe mulți. Ansamblu rămânuce astăzi o legendă. O legendă care a strălucit brusc, dar care s-a strâns tot atât de brusc în zenitul gloriei. După festivalul Lira a Bratislavei, echipa lui Bulgarian urma să se cucerească Europa, Bulgaria, Iugoslavia, Polonia și Ceoslovacia. Însă ordinul de desfințare a căzut ca un prestej. Formația a fost desființată, iar membrii echipei dispersați de uriașul teritoriu al fostei Uniuni Sovietice. Norocul a plecat pe urmele lui Emil Oteanu, după ce a montat filmul Lăutarii. Anul 1970 a fost un an nefast pentru Republica Moldova. A fost interzis norocul, a fost deznaționalizată cinematografia moldovenească. Mulți oameni din cultură și-au găsit refugiu la Moscova, inclusiv și Mihai Dolgan, Emil Oteanu, Ion Ruță și mulți alții. Acum, la o distanță de 40 de ani, putem spune cu mândrie că norocul a fost una din cele mai bune formații muzicale de pe cele vremuri comuniste. Norocul a fost recunoscut și acceptat ca o formație internațională. Muzica lor corespundea stilului beat de cea mai bună calitate. Mihai Dolgan și Victor Rusnac au fost foarte îndrăzniți pe acele vremuri, anume datorită lor, a fost posibil să fie înregistrată la nivel de stat în formație de stil beat. Nu ar fi crezut nimeni că la Chișinău, în inima Imperiului Sovietic, va fi o formație vocală instrumentală de stil beat, cu nume uimitor de frumos și simplu, proroc. Norocul de atunci a însemnat mult mai mult decât o adunare națională, o trezire a spiritelor, un protest prin muzică împotriva lagărului comunist. Tinerii de atunci, ca și tinerii din ziua de astăzi, doreau să fie originali, așa cum ne place și tinerilor din generația de astăzi. Și norocul le-a dat această posibilitate, le-a dat acest sentiment. Și eu sunt o fană de un noroc. Am crescut cu șlagărul de ce în chitare, care este și blazonul de noblețe artistică grupului noroc până astăzi. Dar foarte puțin am știut. Prin ce greutăți a trecut această formație? Mai ales liderul Mihai Dolgan, fiind doar în parte de traiectoria succesului, ca mai apoi să se ridice cu fruntea sus. După anii trecuți în Rusia și Ucraina, se întoarce la Bașcă cu intenția de a relansa ansamblul. În anul 1974, ansamblul este relansat cu un nou nume, Contemporan, pe care îl transformă într-o fată de descară, prin care a trecut Ioana Andrei Teodorodi, Anatol Digon, Ricu Vodă, Iulie Sadovi, Gheorghe Zova, Sorul Gheciori, Filina și Anatol Digon. Dar despre Contemporanul se va scrie o altă carte. Această carte cuprinde doar anii 1966-1970, când a activat în formula legendară Norocul. Autorul acestei cărți, Mihai Ștefan Băiatăn, i-a reușit să redie mult mai mult decât o simplă cronică ilustrată a formației Noroc. Cartea este o sinteză care recondiționează aerul și spiritul epocii. Răspunând această carte, cititorul remarcă ideea diversitatea imaginilor ce însoțesc textul. În această carte veți descoperi fotografii de epocă, poze rare din albume de familie, vedete locale și mondiale, instrumente muzicale și aparate de radio din acele vremuri, fotografii de discuri cu înregistrări de top a norocului în diverse ipostaze. Într-un cuvânt, o diversitate enormă de documente și fotografii plus textul scris. Eugen în recenzia acestei cărți scrie: această carte a lui Mihai Ștefan Băiatăn este poate cea mai amplă, cea mai documentată lucrare despre Mihai Dolgan și celebra formație Noroc. Și cum formația nu are un monument de bronz, iată că autorul acestei cărți i-a creat o eternă statuie din vocabule în care a dorit cunoștințele profesionistului Mihai, care a lucrat muzica pe pâine în studiourile de la radio și nostalgiile fostului fan al norocului care era.
la care se mai adaugă și dragostea noastră a simplilor ascultători și fanii de cândva a vânsului ghitarelor. Citind această carte, am rămas atât de impresionată că aș putea să vă vorbesc până și eu despre Mihai Dolan și legendarul său bun. Vreau să vă spun că această carte a fost posibil că s-o procurăm cu ajutorul primării orașului Sângerie, în deosebire la insistența deci primarului Lucia Mercoș și cei care sunteți impresionați de muzica lui Mihai Dolan. Sunteți invitați la Biblioteca Orășănească pentru a afla mult mai multe informații decât v-am adus noi astăzi cu doamna profesoară. Astăzi v-am adus doar cât fabricături din comoara din edificiul pe care mi-a lăsat-o Mihai Dolan și este datoria noastră a bibliotecarilor, a muzicienilor, a profesorilor, de a conecta și a conserva valorile naționale și totodată de a le valorifica prin tânăra noastră generație. Așa cum a făcut-o astăzi doamna Margareta, prin discipolii din ei de la școala de arte. Și sunt foarte mulțumită că am fost invitată și eu și am lansat această carte anume în acest lăcaș de cultură care poartă numele lui Mihai Dolan. Și iată numai cu colaborare, numai în spate de ea putem să ne promovăm cu valorile naționale și locale. Pentru a nu uita cine suntem, unde vrem să ajungem și cine a stat la temelia acestei țări și acestui neam. A devenit o istorie și valoarea acestui om, acestei personalități, se măsoară în lucrurile cele bune și frumoase pe care le-a adus nouă astăzi și eu mă plângam în sală, ne-a răscolit în suflet niște emoții, niște amintiri frumoase pe marginea cântecelor de valoarea a creației sale. Și dacă muzica lui Dolan, acele critici care au fost cântate, care ridicau în picioare mii de oameni pentru întreaga lume, nouă brăjnașilor aici la Sângerei, nu ne rămâne decât să promovăm, să ascultăm, să ducem pe aceste critici din viitor generațiilor noi. Și dacă Mihai Dolan, acest mare artist, astăzi nu este dintre noi, e cum muzice sale predomină de tot timpul și vreau să mai accentuez că dumneavoastră este și nu numai ca un artist mare, dar și cetățean de onoare a orașului nostru Sângerei. Am insistat ca să procurăm această carte să fie și la Sângerei, dar astăzi am să fac așa o donație din lotul acesta de cărți pentru școlii de arte. La spectacolul acesta minunat pe care ne l-ați oferit voi, elevii, împreună cu profesoara, bravo! Și vreau să menționez această activitate. A fost una reușită, a avut succes tuturor vouă, elevilor și întregului colectiv de profesori de la școala de arte din Sângerei, care poartă numele Mihai Dolan. În primul rând, multă sănătate, voință de putere ca să făuniți lucruri frumoase și mari, împliniri, realizări frumoase, succese remarcabile pe viitor și de ce nu poate de mai voi acești frumoși și talentați mai apar o steagă undeva la noi în Republică, care noi vă jurnați și rămânând pe loc să ne mândrim cu voi. În amintire, Mihai Dolan, ai fost artist, totdeauna un optimist. Și mereu tu ai pus nevesat și te-ai dus. Tu te-ai dus să nu te întorci și pe noi tu ne-ai scârbit, lăsând noroc, medici, chiar odată s-a simțit. Adio, deci, bani care, patrimonia nostru plare, plare cu neamuri și strămoși, ca și tine, vrajoși. Apoi ai fost tot acasă, în tot. Plângeri și plângeri, plângând, nu mi-ai spus nimic.
читали омор, а у господу композитор, у них нещі макарна рух, хоч тут тиму, а й господи, Дунезеві царі у них нясті, мука та це змін позволяться. Pentru Radio Plus FM, Ana Soltana. Ana Soltana. Ana Soltana. Ana Soltana.